Băieți și fete, bine ați venit la Minecraft, viața la școală! Băieți și fete, momentan este miezul nopții și vreau să vă mărturisesc că trăiesc cea mai fricoșătoare noapte din viața mea. După cum puteți vedea, în continuare suntem la cabana Trivago, dar dacă vă uitați aici, lipsește cineva din cabană, fraților. Acum, 2 ore am mers la somn și profesoara Matilda era cu noi, însă ce să vedeți, ne uităm stânga-dreapta, după cum puteți vedea, tănați și Ovidiu să la culcare, Alex e la mine în cameră și profesoara Matilda nu e aici, fraților. Hai să vă fac puțin și un tur al cabanei, după cum puteți vedea. Mie mi se pare că e cea mai creepy cabană pe care am văzut-o vreodată. Adică pe lângă că arată așa de afară, deci uitați-vă cum arată de afară, zici că e specială de Halloween sau ceva de genul. Dacă intrăm înăuntru, uitați-vă, fraților, bă, efectiv mi se pare că arată super, super creepy. Adică și culorile astea de portocaliu, man, arată super, super horror. Ideea e că noi presupunem, eu cu Alex, că profesoara Matilda s-a dus să se vadă cu Mariano Chili, însă nu știm nimica și nu putem presupune nimica până când nu avem o confirmare de la polițistul Mike. Și dacă vă întrebați, da, fraților, polițistul Mike este aici. Din câte am înțeles de la Alex, a vorbit cu el și este în jurul cabanei și așteaptă să se întâmple ceva, să se întâmple o infracțiune ca să-i aresteze pe profesoara Matilda și pe fiul său. Hai să vă prezint asta în continuare. Aici este baia, fraților, iară foarte, foarte ciudat. Aici este bucătăria, din câte știu eu, și aici, după cum puteți vedea, fiți atenți ce am descoperit, fraților. Aici este marea, să spunem, o masă de asta gigantică și aici, fraților, pe masa asta, la anumite scaune, sunt scrise niște nume. Fiți atenți. Luna, guest, ăsta este oaspete, Alfred, Joey, Danny și Mary, fraților. Adică Mary Istrate, care a fost dată dispărută în cabana asta. În fine, nu știu care sunt astea, însă e super, super ciudată cabana aceasta. Hai să mergem sus la etaj, pentru că acolo sunt camerele noastre. Gen, ideea era că doamna profesoară Matilda dormea pe canapea. Aici este camera lui Ovidiu, camera lui Tănase, aici este camera lui Alex și aici este camera mea. Și după cum puteți vedea, Alex stă la mine în cameră momentan. Alex, frățiorul, ai mai reușit să vorbești ceva cu polițistul Mike? Să mai aflat ceva informații? Gen, ce trebuie să facem? Marius, tocmai ce l-am sunat pe polițistul Mike și a zis că este în zonă. A fost pe lângă cabana noastră acum câteva ore, dar a preferat să se retragă. V-am zis, fraților. Momentan nici nu știe unde este profesoara Matilda, așa că trebuie să mai așteptăm. Ok, fraților, mamă, băi, de ce e înfricoșător? Rău de tot. Vom aștepta în continuare și sperăm că o să-i prindem pe infractorii ăștia. Băieți și fete, a mai trecut o oră și în continuare așteptăm să vedem dacă profesoara Matilda sau fiul su Mariano Chili dau vreun semn. Și vreau să vă zic că mă enervează foarte mult timerul ăla de acolo din dreapta, însă nu știu de ce, de când am ajuns la cabana asta, apare chestia acolo. Nu știu dacă are vreo legătură cu cabana sau ceva de genul, însă vă spun, fraților, așteptăm de vreo oră, gen, ăștia dorm aici, încercăm să vorbim, tocmai de aceea vorbim și mai încet ca să nu-i trezim. Ne uităm pe geam, ne uităm peste tot, profesoara Matilda și Mariano Chili, bă, zici că au fugit din țară, pe bune, știi ce zic? Adică noi ne gândeam că o să vrea să ne facă vreun rău sau ceva de genul, însă se pare că ei au fugit, bro. Alex, frățiorul, mai știi ceva? Marius, stăm deja de o oră și parcă au dispărut. Ideea e că 100% plănuiesc să ne facă ceva rău și acum s-au întâlnit, dar unde sunt? Da, fraților, 100%. Acum ei sunt undeva, gen, unul cu altul, sunt împreună, 100%. Eu stau aici să mă uit, mai uite-te în jurul casei. Ok, deci Alex stă aici și eu mă uit așa prin jur, fraților. Băi, ar putea să fie în pădure, gen. Adică, eu zic că asta ar fi destul de logic, dar unde în pădure, fraților, că suntem în dita mai pădurea? Efectiv, ar trebui să stau ore întregi ca să-i găsesc, gen, și ar putea să fi fugit. Deci, na, fraților, hai să ne uităm pe aici. Gen, trebuie să le vedem numele, nu trebuie să-i vedem pe ei. Opa! Mamă, fraților, ce e asta? Ok, asta e o fântână. Mamă, ce fântână creepy. Bă, parcă totul e creepy la cabana asta, man. Parcă totul e creepy la cabana asta, n-am să vă mint. Ok, în continuare nimica pe aici, fraților. Bă, în continuare nimica, fraților, nicio persoană. Vedeți că nu se vede numele nimănui. Mamă, uitați-vă și aici, e ceva ciudat, dar n-am cum să intru. Mamă, deci bă, sunt foarte multe chestii ciudate. Hai să vedem, băi, hai să vedem la subsol. Uitați-vă, aici e subsolul. Oare găsim ceva aici, fraților? Mamă, să avem foarte mare grijă. A, e închis, bro. E închis subsolul. Mamă, băi, efectiv, unde suntem și unde e profesoara Matilda? Ia aici, fraților.
Avem ceva aici? Mary's Clothing Dynamite. Iar ceva cu Mary. Ok. Opa! 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 Fraților! Voi vedeți ce văd și eu în fața mea? Este o culoare roz cu culoare roșie. Cred că e profesoara Matilda cu Mariano. Lăsați-mă să mă uit unde sunt, gen. Să observ unde sunt. Stai, mamă, nu pot să sparg aici. Mamă, grijă mare, fraților. Grijă mare. Oh my god, ok. Ok, sunt în pădure și discut acolo. Bun. Mamă, deci acum e momentul să-i prindem, fraților. E momentul să-i prindem. Trebuie neapărat să mă duc rapid la Alex. Să-i zic să-l sune pe polițistul Mike și hai să-i prindem odată, băi, pe nenorociții ăștia. Bun, e momentul să-i prindem, man. Acum i-am prins împreună, putem să-i arestăm. Să-i aresteze polițistul Mike, nu noi. Alex, frățiorul, mamă, deci nici nu mai pasă dacă îi trezesc pe ăștia. Alex, frățiorul, grijă mare, i-a văzut. Sună rapid pe polițistul Mike, i-a văzut. Trebuie să mergem să-i arestăm, rapid. Frați și surori, parcă nu-mi vine să cred ce se întâmplă în momentul de față. Chiar acum în fața mea se află Mariano Cili împreună cu profesoara Matilda, care au fost arestați de către polițistul Mike. În sfârșit i-am prins și am arestat, fraților. Băi, după atâta timp tot coșmarul ăsta s-a încheiat. Vă vine să credeți, Ben? Băi, efectiv sunt plin de fericire. Nici măcar nu știu cum să-mi exprim fericirea că în sfârșit i-am prins. Domnule polițist, Mike este bine, nu? Adică până la urmă Mariano Cili era căutat de poliție deoarece a răpit un polițist, fraților. M-a răpit și pe mine și pe mama, dar na, a răpit și un polițist. Și profesoara Matilda, nu știu, cred că ascunde ceva. Am dreptate, polițistule Mike. Copii, într-un final am reușit. Profesoara Matilda și fiul ei au fost arestați. Vă întrebați pe ce motiv? Păi gen, chiar ne întrebăm, pentru că na, Mariano Cili, na, vă dați seama, știți și voi de ce este arestat. Însă profesoara Matilda, uitați ce am găsit în buzunarul lui Mariano Cili. Hopa, găsit ceva în buzunar, fraților. Ce e aici? Planul de la Mariano. Mamă, deci avea un plan, fraților. Băi, eu cu Alex am intuit bine, boys, că noi am zis că au un plan. Dar ce plan aveau? Hai să vedem. Planul 1. Camion de marfă, 6 locuri spre Thailanda. Aveau același plan pe care l-au avut și cu Mary Istrate, fraților. Că noi total suntem 4. Sunt eu, Alex, Ovidiu și Tănase, gen. Și mai sunt și ei 2 de 6 locuri spre Thailanda. După privarea celor 4 persoane, pasul 2, adică să ne priveze pe noi, să ne răpească, să ne țină undeva, profit estimativ 2 milioane de dolari. What? De ce 2 milioane de dolari? 4x preț copil, internetul ascuns, 4 ori 500 de mii de dolari. Fraților, ăștia voiau să ne vândă pe internetul ascuns. Probabil asta s-a întâmplat și cu Mary Istrate. Din păcate nu mai putem să o salvăm, fraților. Oh my god, voiau să ne vândă pe internetul ascuns, bro. Bun. Însă e bine că totul s-a terminat cu bine, fraților. Acum Mariano Cili și profesoara Matilda nu ne vor mai face probleme, deoarece vor fi la închisoare. Alex, frățiorul, sunt mândru de tine. Marius, după atâta timp am reușit. Eu zic că după atâta stres merităm să ne bucurăm de weekendul ăsta din plin. Da, Alex, ai dreptate. Chiar merită.